Primăria Sector 2 zice că supraveghează zona asta cu camere video pentru prevenirea infracționalității. Ieri am filmat chiar o mașină de poliție aici, poliție locală, și cu ocazia asta praful de pe drum, nisipul și deșeurile astea de șantier erau udate. Ca să nu le umfle vântul, să nu le ducă în oraș. Azi poliția nu-i. Camerele primăriei nu funcționează. Sau funcționează, dar stă cineva în fața lor care știe că aici există protecție și acoperire. Și uitați-vă ce nori de praf se ridică de pe șantierul ăsta. Din nou. Renovare necesară. E minunată. Dar nu afectați copacii. Am filmat ieri cum erau răniți copacii. Ia uitați-vă ce au rămas de rădăcinile astea mic. Vai de steaua lui, să fie băgat în beton, în asfalt. Și șantierul trebuie izolat, muncitorii trebuie protejați, praful trebuie oprit la timp cu apă sau cu aspiratoare. Dar se pare că nu prea le pasă. Și garda de mediu și inspecția muncii nu prea vin pe strada Vaselor lângă oborul Bucureștilor.